Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Lucrăm la tablourile minune. Fac filmulețul ăsta scurt, ca așa ca un sfat pentru clienți, viitor clienți, electricieni, clienți care cheamă electricieni care nu-și fac treaba cum trebuie și așa mai departe. Legat de cablu de alimentare, și anume ăsta negru, multă lume se întreabă ce cablu să trag de alimentare. În cele mai multe situații găsesc tras 5x6 unde e trifazic și 3x6 unde este monofazic. Sfatul meu e următorul. Cea mai mică secțiune posibilă pe care să o trageți la un cablu de alimentare la orice casă sau apartament sau ce vreți voi, trebuie să fie de minim 10 mm. Chiar dacă ai monofazic, eu recomand să tragi cablu trifazat, adică cu 5 fire, pentru că dacă vrei în viitor să te muți pe trifazic, trebuie să ai infrastructură. Dacă o să te muți pe trifazic, tot ce va trebui e doar să schimbi câteva componente în tabloul electric. Dacă tragi cablu mono și vrei să te muți pe trifazic, va trebui schimbat de la blocul de măsură până în tablou cablul de alimentare. Așa că sfatul meu e să folosiți pentru cablu de alimentare, de la blocul de măsură sau de la contor până la tablou general, minim 5x10 mm, recomandat 5x16 mm, da? Asta dacă ai undeva până în 60-70 de metri, că după aia intervine cădere de tensiune la consum mai mare, dar nu intrăm în detalii. Deci minim care trebuie tras ca și cablu de alimentare este 5x10 mm, da? Recomandat 5x16 mm, indiferent că ai monofazic sau trifazic. Acum dacă vreți, o luați de bună, dacă nu, trageți ce vreți voi. Ăsta este sfatul meu pentru cei care o să fie puși în astfel de situații. Noi aici avem un NYY. E cu sus în jos, da? Da, se înțelege. NYY 5x16, da? L-am băgat frumos pe acolo. Acolo ne iasă platbanda, trebuie să o tăiem, să punem o piesă de echipotențializare pentru a putea echipotențializa și patul de cablu și ce mai trebuie echipotențializat pe aici prin subsol. De acolo intră apa care o să coboare în jos, da? Avem periflaturile alea niște curenți slabi. Nu intru în detalii, o să filmez când este gata lucrarea. Am început să bag cablurile în tablou, da? Mai trebuie trase, că nu sunt toate. Dar, na, ăsta e doar începutul. Pe paturile de cablu să vină capace. Asta de aici. Aici sunt cablurile. De la intrarea în tablou, indiferent ce tablou ai, cablul trebuie să aibă 2 metri. Ca să poți să-ți faci treaba cum trebuie. Pentru că poate trebuie să treci cu cablul pe aici, să vii pe jos, să ocolești. Și cine știe la ce ai nevoie, sfatul meu, de la intrarea în tablou, 2 metri plus lăsați, atâta este perfect. Clientul, spre exemplu, a cumpărat cablu, da? 5x16. Aici în curte sunt două case, da? Și este cablu pentru amândouă, vor fi branșamente separate. Anyway, a măsurat vreo 98 de metri, omul a luat 100, da? Fără 3 metri, la una dintre case nu ajunge cablu și va trebui prelungit, nu avem ce să facem. De asta eu întotdeauna las cablurile ceva mai lungi. Nu sunt foarte lungi, sunt doar multe, da? Deci undeva în jur de 2-2,5 metri am lăsat. Da, deci acesta este subiectul filmulețului. Pentru cei ce se întreabă ce cablu de branșament să pun. Minim 5x10, indiferent că ai monofazic sau trifazic. Nu contează. Recomandat 5x16. Și cupru, atenție, nu puneți cablu de aluminiu. Aluminiu se folosește, nu știu, pe secțiuni foarte mari, se mai folosește zona industrială, dar cupru. Deci nu mai lucrați cu aluminiu, cât se poate cu cupru, că este mult mai bun. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.